Salutare, dragii mei! Astăzi pregătesc crispy la cuptor cu un sos delicios. O să avem nevoie de cărniță de pui inimioare, ouă, miere de albin, fulgi de porumb, făină, pesmeți măcinați, muștar și condimente pentru pui și usturoi uscat. Mai întâi de toate, o să curăț carnea, o să o tai un pic mai mărunt, și apoi să pregătesc sosul. Aici punem condimentele pentru pui, usturoiul uscat, făina, ouăle, muștarul și mierea și un pic de ulei. Într-o pungă voi pune fulgii de porumb și îi voi bate. Pun fulgii de porumb și pesmeții la un loc, îi amestec, tăvălim puiul, punem pe o tavă cu hârtie de copt și le dăm în cuptor la 180 de grade, cuptorul să fie preîncălzit, 15-20 de minute. Pentru sos avem nevoie de maioneză, smântână, mărar, pătrunjel, usturoi și castraveți murați. O să pun într-un așa mixer de bucătărie, îl mixez și sosul nostru este gata. Așa mi-a ieșit și sosul. Sosul este perfect.
Cărnița este gata, are culoarea perfectă. Să aveți poftă! Sosul delicios!